Memorandumul privind sprijinirea complexului energetic Oltenia în vederea achiziționării certificatelor de carbon ar putea fi aprobat săptămâna viitoare, este de părere managerul complexului Oltenia, Sorin Elboza. Acesta a declarat că documentul, care a trecut deja de Ministerul Economiei și se află la Finanțe, cuprinde două părți, una prin care trebuie stabiliți termenii efectuării unui nou împrumut pentru anul în curs, iar cea de-a doua parte, care se referă la găsirea unei soluții pe termen lung în vederea achiziționării certificatelor de carbon. În urma mai multor întâlniri pe care susține că le-a avut cu noul ministru al economiei, Sorin Elboza a declarat că are promisiunea că, cel târziu săptămâna viitoare, memorandumul privind sprijinirea complexului în vederea achiziționării certificatelor de carbon va fi aprobat. Documentul a trecut deja de mai multe ministere. Domnul ministru, chiar insistând și ajutându-ne foarte mult în promovarea, sperăm noi săptămâna aceasta, săptămâna care vine, memorandumul ăla pe care l-ați ascultat și ați auzit atâtea ori, am discutat pe el, eu sperăm, din informațiile care am, au trecut aprobarea de Ministerul Energiei și Economiei, urmând ca să avizeze și Ministerul Finanțelor și undeva săptămâna care vine să l-avem aprobat. Acest document prevede soluții atât pentru achiziționarea certificatelor de CO2 pentru anul în curs, cât și pentru anii care urmează. Deci, memorandumul vizează două aspecte, aspectul pe termen scurt și aspectul pe termen mediu și lung. Pe termen scurt este crearea posibilităților efectuării de ce achiziții unui împrumut pentru achiziționarea certificatelor de CO2 legate de complexul energetic Oltenia pentru anul 2019. Aceasta este aprobat pe termen scurt, iar pe termen mediu este crearea echipei care va demara împreună cu Comisia Europeană negociere privind găsirea unui scheme de sprijin și unei soluții viabile care să nu fie considerate altfel de stat. Complexul energetic Oltenia are nevoie de un împrumut de peste 200 de milioane de euro pentru a putea achiziționa certificatele de carbon aferente anului 2019.